Bine ați venit la conferința noastră Holistic Moms, Mame în echilibru, totul despre perioada postpartum. M-am gândit că această conferință ar fi foarte binevenită pentru toate mămicile și tăticii, pentru că de multe ori, după ce naștem, toată atenția este asupra copilului. Toată lumea vine cu cadouri la copii, toată lumea, unde e copilul, unde e copilul? Dar mama unde este? Pentru că dacă ne dorim copii care să crească în armonie, avem nevoie de mame în echilibru, mame susținute, mame care să fie văzute, atât fizic cât și psihoemoțional. Am adunat o nouă invitate speciale, specialiști, pot să spun că sunt foarte cunoscuți, mai ales la noi în Iași, care fac lucruri extraordinare și pentru comunitate. În primul rând se implică în procesul de educație, ceea ce este minunat. Iar la aceste evenimente noi asta ne dorim, să facem educație și prevenție. Iar prevenția de la zero se face din burtă. Dacă ne gândim psihogenealogic, poate și de dinainte. Așa încât astăzi vom pune mamele în centru și vom discuta despre perioada postpartum, fizic, emoțional, mental și spiritual. Vreau să invit pe prima invitată, doamna dr. Mădălina Ciufădaru, care pot să spun că ea a insistat foarte mult să facem această conferință. S-a ținut de mine de acum două luni și a zis: Florina, trebuie să facem conferința asta pentru mame. Trebuie neapărat să le oferim aceste informații. Și vreau să vă mulțumesc, doamna doctor, pentru că îmi sunteți alături și nu este prima dată când facem acest lucru împreună. Doamna doctor a pregătit o prezentare despre nașterea naturală și nașterea cezariană, despre cum ne recuperăm în funcție de tipul de naștere. Naturală, cezariană, naturală, episiotomie, fără episiotomie. Sunt foarte curioasă cum va fi prezentarea dumneavoastră, așa că vă rog. Eu o să merg la butoane. În primul rând vreau să-i mulțumesc Florinei că a invitat 9 specialiști de renume, care fac 10. Plecat am 9 din Vaslui și cu sergentul 10. Și mămicilor și tăticilor care se află aici, pentru că înseamnă că sunt promotorii conceptului de urmărire împreună a sarcinii. Eu cu Florina am avut foarte multe activități educative încă din timpul în care domnia sa era studentă și era foarte activă și pe atunci, pe palierul de prevenție și educație, din care vedeți și dumneavoastră că pe acest palier, în momentul acesta, în România, în țara noastră, este o mare nevoie de oameni, de oameni care să-și dorească să educe și de oameni care doresc să educe. Sigur că aici eu am râs așa puțin când a spus Florina, mame în echilibru și educație, și am zis: bine, Florina, dar aici vin mamele educate. Dumneavoastră sunteți o categorie de mame care aveți acces la sănătate, care vă cunoașteți drepturile și care faceți tot ceea ce se poate împreună cu partenerul pentru a duce pe lume un nou născut în cele mai bune condiții. Avem și acel palier pe care noi ceilalți trebuie să-l ajutăm, pentru că numai împreună vom reuși. Și vă mulțumesc încă o dată că vă aflați într-o sâmbătă dimineață, când gravidele vor să mai doarmă puțin și tătici au... Deci pentru tătici trebuie să dați un 10 plus și o friptură și o bere la prânz. Așa, pentru că se află aici, trebuie să îi apreciem. Sunt din ce în ce mai mult. Mi se zice tot timpul să încerc pe partea pozitivă. Sunt din ce în ce mai mulți tătici care sunt parteneri la naștere și asta este de apreciat. Din păcate, în ultimul timp, datorită pandemiei, știți și dumneavoastră că mămicile care au născut în pandemie, și poate facem, Florina, un film despre situația asta, au fost niște mămici chinuite, n-au putut să fie alături de parteneri, n-au putut să fie alături de nou-născuți. Chiar și mie mi-a fost greu, eu lucrând în singura maternitate care a primit cazuri COVID, și m-am despărțit de unele dintre paciente cu care nu puteam colabora, pentru că știți cum au fost atunci condițiile și situațiile. Și în schimb m-am întâlnit cu alte paciente, alte prietenii, alte povești de viață, alte istorii medicale. Mame în echilibru, conceptul de echilibru vis-a-vis de mame este foarte, foarte subțire. În general, conceptul de echilibru în societatea noastră actuală este extraordinar de subțire, dar și de fin și de greu de trasat. În,
În pictură, maternitatea arată foarte frumos, idilic. Eu l-am ales pe Caravaggio. Vedeți, pictează mama și nou-născutul în tușe de alb, de lumină, de culoare. Așa arată maternitatea idilic. Ei, poate că o să vă dezamăgesc puțin și maternitatea și nu numai partea medicală a maternității vine cu niște challenge-uri, adică nu e chiar așa ușor. O să vorbim puțin de nașterea naturală vis-a-vis de cezariană, cu avantajele și dezavantajele acestora. O să începem cu nașterea naturală, care ar trebui să fie așa ca un cor de înger cântând și din punct de vedere medical așa este pentru mamă și copil. Este un fenomen fiziologic, se întâmplă de mii de ani, este determinat genetic și sigur că da, de multe ori are și acest avantaj al unei durate de spitalizare mai mici, cam 2 zile. Un alt mare avantaj de care o să vă povestesc aici un consilier în lactație, unul dintre cei mai buni, așa, este faptul că lactația se instalează mai repede și dacă nașterea nu a fost traumatizantă sau foarte grea, prolactina își face treaba, cum spunem noi, și mama se reia imediat după naștere la mobilizarea postpartum, iar mobilizarea postpartum este mai ușoară. Sigur, putem vorbi și de acea oră magică, de pusul la sân și pe abdomenul mamei, lucruri care creează un bonding cu totul și cu totul special. Spre deosebire de operația cezariană, unde trebuie să păstrăm acel ritm de a spația nașterii, să facem planning familial, adică nu putem să avem o sarcină până în 2 ani, pentru că uterul cicatricial are riscul de rupere. O să vorbim și despre faptul că se poate naște natural după o cezariană, dar limitează și numărul de copii. Singura persoană, sau așa, să dăm un exemplu de persoană publică care a avut 5 cezariene, Jackie Kennedy. Vă dați seama că i-au murit și foarte mulți, nu știu dacă știți povestea, a avut și foarte mulți copii morți intrauterin sau la naștere, până la cei 2 care au trăit și până la urmă s-au dus și ei pe considerente nefericite. Ce primește cel mic? Primește, în primul rând, colonizare cu bacterii sănătoase, care îi creează imunitate bună și are risc scăzut de alergii, azi și intoleranță alimentară. În principal, pe noi ne interesează, ca și medici, detresa respiratorie, pentru că își elimină lichidul amniotic din plămâni pe tot parcursul expulziei și pentru că pregătirea plămânilor este optimă datorită contracțiilor naturale și spontane din travaliu. Din același motiv, pentru care o cezariană declanșată e mai bună decât o cezariană la rece. Și o să mă întrebați de ce. Pentru că atunci este momentul în care nou-născutul dă semne și este în mod cer pregătit că trebuie să vină pe lume. Eu nu o să... Știu că sistemul nostru medical așa este construit, astfel încât să se vorbească foarte mult de cezariană programată și la rece. Dar este bine măcar ca aceasta să aibă loc cât mai aproape de termen și vreau să vă spun că atunci când eram eu rezidentă, spuneam că putem să operăm uterele cicatriciale la 38 de săptămâni. Academia Americană a stabilit termenul ca fiind 39 de săptămâni și 5 zile. S-au schimbat foarte multe, totul merge spre binele nou-născutului și al mamei, pentru că un nou-născut sănătos și fericit face o mamă fericită. Sigur că trăim în epoca în care avem aplicații pentru absolut orice și la un clic distanță aflăm orice fel de informație despre oricine, dar din păcate, o să râdeți, dar încă nu cunoaștem care este mecanismul real care declanșează nașterea. E un mecanism neprogramat și acesta ar fi un dezavantaj. Sigur că sunt niște momente de schimbare, orice moment de schimbare
poate declanșa și depresie postpartum, dar experiența emoțională este intensă, este o stare de fericire și aceasta depinde și de parturientă și în funcție de cât de grea a fost nașterea, poate întârzia lactația din cauza hormonului de stres și a durerii. Sigur, există metode de analgezie și la nașterea naturală și probabil că cei care se apropie de termen au aflat de ele. Epidurală, anestezie cu gaz hilariant, dar, repet, receptorii sunt diferiți. Starea psihică a mamelor este diferită de la mamă la mamă și o să discutăm apoi și despre asta puțin la sfârșit. Episiotomia, că este o discuție, sigur creează un disconfort de asta înșezut și sigur că intervine aici încrederea parturientei în medicul care asistă, pentru că sunt situații în care episiotomia este recomandată și vedeți foarte multe din femeile care nasc natural și poate n-au primit o episiotomie la timp, fac ulterior incontinență urinară. Și dacă vreți să știți, în Africa e o problemă de sănătate publică, fistula urinară, fac 10-11 copii, perineul e din ce în ce mai slăbit și atunci ajung la situații în care trebuie operate pentru alte intervenții. Dezavantaje. Sigur, aici sunt termeni mai mult sau mai puțin medicali. Poate duce, ferească Dumnezeu, la asfixie dacă nu este condus corect travaliul. Poate implica folosirea de instrumente cum ar fi forcepsul sau ventuza. Dacă mamele nu se prezintă la timp și ceea ce nu este cazul dumneavoastră și nu este depistată o circulară sau un nod de cordon, de asemenea poate exista suferință fetală. Și dacă mama are acele infecții netratate sau nu și-a recoltat, știți, depistarea streptococului beta hemolitic în săptămâna 36, pot apărea infecții neonatale sau mai nou avem boli cu transmitere sexuală și acel banal Escherichia coli pe care, din păcate, netratat la mamă îl regăsim și la nou-născut. Viața sexuală nu va mai fi în totalitate la fel. Decât dacă acum există MSELA, există atâtea metode de recuperare, dar sigur că calea vaginală implică niște transformări, niște modificări și atunci reluarea contactelor sexuale va fi puțin mai dificilă, dar vedeți ce frumos e bebelușul și doamna care lăptează, încât punem binele mamei și al copilului, tăticul cade în planul 2, astăzi avem depresie și la tătici, care cad așa, vedeți, în această pictură nu apare nici măcar un tătic, da? Și era de-abia pe vremea lui Caravaggio, când bărbații erau încă bine apreciați. Da? Un clic distanță, alegem data, dacă dorim o cezariană programată, nu mai e nevoie de clismă, nu mai impune alte manevre obstetricale, și sigur, sonda urinară care se scoate imediat, 3 zile spitalizare și se presupune că în spital aveți timp să vă deprindeți cu alăptarea și îngrijirea bebelușului, dar revin la consultantul lactație care dă lecții și antepartum de alăptat. Și e bine să le aveți dinainte, indiferent că nașteți natural, că nașteți prin cezariană, este bine să fiți informate dinainte, pentru că altfel este un eveniment nou. Nu putem să-i spunem traumatizant, ci nou. Și orice eveniment nou impune niște modificări și ale noastre. Ce se poate întâmpla ca și risc la nașterea naturală, vis-a-vis de cezariană, hipotonia sau atonia uterină la nașterea naturală, pe care nu le putem controla așa de bine ca și medici. Când avem o cezariană, suntem acolo, vedem uterul, putem stabili mai repede ceea ce este de făcut. Incizia este mică, sub linia slipului, e ușor de îngrijit.
Nu există, cel puțin în mod teoretic, dureri la plagă și sunt pansamente speciale care vă lasă să faceți duș complet și fără să afectați plaga mai nou. Reluarea contactelor sexuale este firească și calitativă. Nu există risc de incontinență urinară sau fecală sau prolaps, nici pe termen scurt, nici pe termen lung după naștere. Aici cu 100% în siguranță, siguranța aici am cuantificat-o vis-a-vis de trecerea prin canalul pelvi-perineal, care este întotdeauna o necunoscută. Sunt acei bebeluși cu capul frumos rotund și e un risc cel puțin teoretic mai mic de traume sau de hipoxigenare. Dar, cel puțin în mod teoretic, cezariana se face, pentru suferință maternă și fetală. Și atunci aceste 100% siguranță, hipoxigenare, se cuantifică pentru cazurile în care, decât să las copilul și mama să nască natural și am risc, o aduc la 100% siguranță prin practicarea cezarienei. Momentul intervenției sigur că poate să depindă de ultima masă a pacientei și pentru doamnele care au trombofilie, care din păcate este o patologie din ce în ce mai nouă, în funcție de momentul efectorii anticoagulantului. Și primește copilul după câteva ore, nu poate să stea chiar o oră. Sigur, rahianestezia și aceasta depinde și de experiența medicului anestezist. Mobilizarea se face după 6-8 ore, ca la orice intervenție chirurgicală, pentru că cezariana este o intervenție chirurgicală, absolut ca orice intervenție chirurgicală, riscul de tromboembolism, necesitatea purtării acelor ciorăpei compresivi și sunt complicații în anumite situații, precum diabet sau panicul adipos excesiv abdominal. Un alt dezavantaj pentru sarcinile următoare, deci pe lângă că nu putem să facem un număr foarte mare de copii pentru cei care își doresc, există riscul ca la sarcina următoare să avem o placentă acreta sau o placentă previa. Pot exista aderențe și face așa anumitul abdomen ostil, care pune probleme în cazul oricărui alt tip de intervenție pe abdomen. De aceea nu se recomandă o nouă sarcină mai devreme de 2 ani dacă se dorește o sarcină cu risc. Rămâne o cicatrice, dar nu este... nu este extrem de disarmonioasă. Ecologii noștri de la chirurgie plastică întotdeauna sunt drăguți și un anumit spital privat din oraș oferă, nu știu dacă am voie să spun, oferă și numele spitalului, dar oferă și un pachet de recuperare de full option după naștere. Ca în străinătate unde mămica își face burtica, își face sânii, își face tot. Da. Și în caz ferească Dumnezeu de incizii pubo de urgență, incizia se face pe aceeași linie. Alimentația este mai restrictivă și sigur că doamna operată are nevoie de un ajutor în postoperator. La un moment dat, dar acum avem și fire de sutură care se topește și nu mai necesită această vizită la 7-10 zile, doar de control al situației plăcii. Noi spunem că doar la minim 5 ani și dacă aveți o singură operație. Dacă sunt mai mult de 2 cezariene și nu se încadrează, nu este recomandată nașterea vaginală, dar asta depinde în special de alegerea mamei, a obstetricianului și de siguranța cicatricii uterine. Aici aș vrea să accentuez puțin un termen care este foarte important și o situație cu care ne întâlnim din ce în ce mai des. Nas pentru că doctorul meu pleacă, nas pentru că era ziua, am vrut să fie de o zi cu soacra mea sau am vrut să fie de 1 martie că e fetiță și am vrut să fie de 9 martie că este băiețel, de sfântul nu știu care. Și atunci riscul foarte mare este această prematuritate iatrogenă pe care noi ca obstetricieni trebuie să ne o asumăm și
Mai e o tendință, mămicile așa spre sfârșit de sarcină devin puțin nerăbdătoare și spun, da când îl scoatem, da când îl scoatem, da când... Nu, fiecare oră, oră, minut, secundă pe care fătul dumneavoastră o are în uter împreună cu dumneavoastră este în avantajul lui, nu numai fizic, ci mai ales din punct de vedere intelectual. Apgarul poate fi mai mic. Acum, eu știu că toți copiii primesc 10 la cezariană, dar din punct de vedere medical nu este corect. Cezariana se face pentru un motiv și pot fi predispuși la hipersensibilități și boli alergice. Ce aș fi vrut să spun, asta e partea care îmi place mie cu alăptarea, mai mult decât partea mea. Ce aș fi vrut să spun ca și concluzie? Că nu există soluții medicale perfecte. Organismul uman nu este standard și trebuie să aveți răbdare cu dumneavoastră, indiferent de calea de naștere pe care o alegeți. Și să o stabiliți foarte bine în funcție de ce ați vorbit cu obstetricianul dumneavoastră, ce ați stabilit în familie, dar în deplină cunoștință de cauză. Și apropo de depresie, există, tu ai vreun 9, eu am 10. Există un scor pe care vrem să-l implementăm, se numește scorul Edinburgh. Pentru că, să știți, faptul că mergem așa, suntem cu un nivel social educat și avem un status financiar, să zicem, mai bun, nu ne ferește de depresie. Dimpotrivă, femeile active, cele angrenate în tot felul de activități, sunt cele care resimt mai greu perioada postpartum. Și atunci vrem să implementăm un scor care face diferența pentru viață din timpul sarcinii, să depistăm acele mămici care vor avea nevoie de ajutor mai mare în perioada postpartum. Nu neapărat că vor face depresie sau cel puțin baby blues sindrom. Repet, lehuzia poate că este partea din una dintre perioadele cele mai grele și cele mai frumoase din viața unei femei. Și trebuie să o privim ca o perioadă în care avem nevoie de ajutor și prin care putem trece cu ajutor. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna doctor! Aș vrea să spun așa, povestea mea. Eu am născut natural, ceea ce a fost, mi-am dorit foarte mult și a fost așa o victorie pentru mine. Ce a fost cel mai greu în recuperare a fost episiotomia. Și dacă ar fi să nasc din nou, m-aș gândi de două ori. Ce tăietură aș prefera? Da, vă mulțumesc pentru prezentare. Acum urmează Cristina Petcu. Este consultantă în alăptare, internațional acreditată. Este foarte pasionată în tot ce face și atunci când merge acasă la mămici, primul lucru se uită după tătic. Așa că v-am povesti cum face educație și tăticilor și ține acolo, lângă mămică. Mulțumesc, Cristina! Bună dimineața! Felicitări domnilor că v-ați lăsat conduși în dimineața asta, sau târâți, sau știu eu cum. Sau poate chiar ați venit de bunăvoie, ceea ce înseamnă de două ori felicitări. Vreau în primul rând să-i mulțumesc Florinei că mi-a dat ocazia să vorbesc, aș vorbi la nesfârșit, despre partea asta atât de interesantă și ce vă povestesc astăzi este partea aia nevăzută. Poate că e văzută, dar nu foarte băgată în seamă. Așa că o să mă străduiesc să vă rețin mințile cu niște aspecte importante. Hai să dăm mai departe. Vine! Îl așteptăm, ne imaginăm cu cine seamănă, cum arată, știm deja ce o să facă, unde stă, mâna sus, cine a cumpărat pătuț. Felicitări, aveți un dulap în plus în casă. O să stea acolo niște scuteci, o să stea niște hăinuțe, o să vedeți că o să tânjească să stea cu voi. Și o să intervină treaba aia, nu? Pentru că vrem să-l învățăm să stea și anume separat. Nimic rău în asta, că vrem să-l învățăm ceva, dar să știți că nu poate să stea separat. Păi da, dar cum nata, vecina, l-a învățat. Păi știți cum a făcut? L-a pus de atât de multe ori încât s-a obișnuit. Și noi zicem că s-a învățat. Se numește resemnat, domnilor. Resemnat.
Are o altă conotație, înseamnă cu totul altceva. Și atunci, nu mai bine schimb eu mindset-ul, nu mai bine mă uit și eu la copilul ăla, așa, ca la unul nou pe lume, că știți, el vine în casă, noi dormim amândoi în pat și el dorme singur. Cine e nou pe lume asta? Cine? El. Și atunci, nu mai bine ne schimbăm rolurile, ne uităm la el, el la noi și ne apucăm de învățat, că să știți că el știe viața, nu-l învățăm pe el viața. Este supraviețuitorul perfect, este super determinat să supraviețuiască. Știți de unde vine? Păi, celula aia foarte, foarte, foarte mică, din pântecele dumneavoastră, a concurat cu milioane de spermatozoizi să-și găsească un rol acolo, să ducă viața mai departe, să aibă sens, să aibă scop. Deci, doamnelor, purtați campionii domnilor voștri în pântece. Unul singur a reușit, câte unii doi, că n-am mai sunt și gemeni. Dar unul din toți aia milioane care s-au zbătut, unul a făcut așa. Știți cine e ăla? Imaginați-vă! O să-și ceară drepturile cu toată gura, ca atâta limbajare. Foame, sete, fric, somn, orice nevoie există, are un singur limbaj. De ce ne-am grăbit, doamnelor, să le dăm repede de mâncare când plâng, ca și cum doar asta le trebuie? De ce ne-am gândit noi când avem lapte când plâng, ca și cum doar asta le trebuie? Știți câte nevoi poate să aibă? Ca noi toți, o grămadă. Și cum plânge? Nu-i ajunge laptele. Nu se satură. Gata. Și mi-am pus un diagnostic. Neputincioasă. Mă declar învinsă. Mai vin și niște părerologi. Statistic vorbind, în jurul unei lehuze se înființează 4 părerologi. Soacra, mama, o vecină binevoitoare, o prietenă, ceva, o cumătră. În medie 4. Da? Deci gândiți-vă pe cine aveți în jur. Și am pentru început prima recomandare. O să tot am pe parcurs. Eu aș vorbi 5 ore, dar încerc să mă încadrez în timpul ăsta să vă livrez cât mai mult. Prima recomandare, dacă vreți sfaturi, bine, căutați-mă pe mine, după mine, dacă vreți sfaturi și nu vreți să plătiți, luați sfaturi de la persoane care au reușit în alăptare. Să le fie ieșit înseamnă că au alăptat minim 6 luni exclusiv și au mers mai departe în paralel cu diversificarea, așa cum un organism internațional recomandă. Minim 2 ani, zice OMS-ul nostru. Acum, dacă n-a alăptat 2 ani și a alăptat un an, nu ziceți că nu-l luați sfaturi. Minim 6 luni exclusiv. Asta este norma, da? Să ne gândim la asta. Dacă n-a alăptat, să știți că cu cele mai bune intenții vă va livra experiența personală. Își va căuta justificări să amortizeze o nereușită. Își va valida ceea ce n-a reușit, nu din intenție rea. Va încerca să ajute, dar nu va avea perspectiva reușitei și atunci nu vă trebuie acea perspectivă. Bineînțeles că vrem să-l învățăm program, reguli, zile. Habar n-are ce casă faină are, cum i-ați pregătit pereții, ce hăinuțe de mătase din lână, din nu știu ce materiale faine. Nu știe. Știe carnea, cum se simte, pielea și mirosul vostru. Când se naște, cel mai dezvoltat simț pe care îl are bebelușul este mirosul. Și apoi simțul tactil. Noi spunem că sunt în perioada senzorială, adică simt. Ei vin din carne, din interior. Noi le punem haine pe ei și am pus deja primul strat și prima barieră de intermediarii sunt acele hăinuțe. Păi și cum nu-l îmbrăcăm? Că e mic și e frig. Și noi punem noi și căciuliță și noi punem noi și niște mănuși, că se zgârie copilul. Să știți că se zgârie atunci când se sperie. Dacă ar fi în brațe, ghișce, stă liniștit. Cum îl pui jos? Are acepatul, știm. Și începe să facă așa, tot felul de reflexe. Și da, se zgârie, că ajung mâinile pe față și se zgârie. Se pot tăia unghiile, să știți, dar mănuși nu trebuie să le punem, pentru că ei simt lumea. E ca și cum, imaginați-vă, vă duc în China, vă leg la ochi, vă învâr de 3 ori și hai, mai mănâncă și un, nu știu, ceva, o șopârlă, eventual. Pentru că așa ar fi o hrană nenaturală pentru el. Ceva ce nu cunoaște, nu-i știe mirosul. Trebuie să, pentru că nu vede, știți, simțul, văzul e ultimul care se dezvoltă, spre 3 luni. Dar ei simt cu mirosul. Și atunci când ajung în jurul sânului, încep să fac așa. De ce? Pentru că în jurul mamelonului sunt niște glande, se numesc Montgomery. Ele eliberează o substanță asemănătoare cele din uter, ca lichidul amniotic.
Evident că el când simte mirosul ăla zice, acasă, hai că știu, hai că am mai fost pe aici, hai că sunt ok. Da, nu contează că în salon acolo sunt reflectoarele alea ca pe o scenă, că vorbesc foarte multe voci pe care nu le-am mai auzit, tot stimulul aceea pe toate cărările îl pot speria. Dar dacă miroase ca nută, nu mai contează unde e. Sunt, bine că e mama aici. Și atunci vrea acolo. E normal să vrea în brațe. Nu vă așteptați să livrați pruncul și să vă odihniți. Nu vă hazardați prea tare, că nu merge. Sunt aici în dimineața asta să vă spun o parte din realitatea postpartum. Haideți să vorbim deschis. Partea frumoasă există și e minunată, dar să știți că e greu, să spunem pe nume, este greu. Și fără susținere adecvată, ne ducem în direcția aceea despre care vorbesc statisticile referitor la sănătatea mentală. Hai să mergem mai departe. Da, bunica. Ce e cu bunica? Da, bunica n-a mai avut nevoie de consul. Hai măi, Cristina, termină cu prostiile. Ce cu... Să pui copilul la țâță, dar e o treabă așa de naturală. Dar nu vine așa de la sine. Instinctul ăsta matern coboară așa de sus, ne luminează instant și dintr-o dată copilul ăla înghite, mănâncă, crește în greutate. Cum se întâmplă oare că o treabă atât de naturală, fiziologică, are nevoie de un consultant în alăptare? Noi mai fi găsit și o altă meserie. Am apucat să fac bani. Să știți că în spate eu am o poveste personală pe care nu o spun în această dimineață, dar motivația celor 106 consultanți în alăptare din România, probabil că peste 80% din ei au motivații personale. Nu au găsit sprijin, au dat-o în bară big time și s-au apucat de treabă pentru ei ca a doua oară să reușească. Este cazul meu și multora dintre noi. Apasă pe stop, te rog, că e o reclamă. Totuși, se consideră în continuare că e ceva fiziologic, natural, vine de la sine și ar trebui să reușim. 12,6% în România se alăptează exclusiv până la 6 luni. Este ultima statistică făcută de UNICEF în 2006. Aș spune acum că probabil e spre 15% cu ajutorul celor 106 oameni care s-au format, s-au educat în direcția aceasta și depunem efort să creștem rata, dar 15% în comparație cu 80% în statele nordice, da? Tot Europa, eu spun că e o diferență foarte mare. Au maternitate 3 luni acele femei. Habar n-au 4 țâțe, sigur. Tot 2. Tot sugari fac și ele. În teorie, elementele există și acolo și aici. Și totuși, la noi, 12,6, 20%. Cum vi se pare? Mult, puțin? Că doar e natural, e fiziologic. De ce nu ne iese? Unde-i buba? Ce credeți voi? Pare simplu, dar am spus acolo. E o complexitate rezolvată. Asta e definiția simplității pentru mine. Face sens acolo, are sens. Hai să mergem mai departe. De ce bunica n-avea nevoie de consultant în alăptare? O să-i explic în câteva cuvinte. Păi bunica, eu nu știu voi, dar eu mi-o amintesc pe bunica. Se uita pe geam, mâine plouă, nu mă duc la prășit. E ok, o să fac ceva prin grădină. A doua zi, nu ploua. Ce făcea bunica? Își lua sapa, se ducea la prășit. Mi-a făcut program. Amă, dar deja am zis că... Cum suntem noi astăzi ca femei față de bunica? Mâna sus, cine știe unde pleacă în concediu la vară? Da? Știm unde mergem în concediu? Câți kilometri avem până acolo? Ce avem pe o rază de 5 kilometri? Ce outfit-uri purtăm? Cum arată hotelul? Cu cine merg? Știm tot. Tot. Vrem să știm tot. E firesc. Este evoluția noastră. Vine copilul. Nu-i gradat? Țâța nu-i gradată? A mâncat. N-a mâncat. Ce s-a întâmplat? Și apare sticluța. Ce să vezi că e gradată? Ce fain! Și mă liniștesc. De ce? Că vorbește pe limba mea. Care limbă o am eu astăzi? Rațională, doamnelor. Super, mega rațională. Bunica era instinctuală. Iată de ce n-avea nevoie de mine. Doamnele din pește, ce aveau nevoie de Cristina Petcu ca să alăpteze? Puneau copilul la țâță, n-aveau nicio variantă. Doar nu o să lase să... Eu mai spun, știți, această scenarită pe care o am eu așa. Le mai spun mamelor, imaginați-vă că sunteți într-o peșteră cu copilul la sân. Ce faceți? Ce faceți? Începeți să vă plângeți că-i sfârcul mic, că-i laptele galben, că-i prea puțin, că doare, că
ce faceți, că-l iubiți, e comoara voastră, eu vă zic eu că-l puneți la țâță până nu mai puteți, până iese. Da? Asta era varianta lui bunica. Și acum o să ziceți, mă, Cristina Vicu, asta ca și cum știi, era Pampers, acum este Pampers, bunica n-avea, ar trebui să trăim cu... Este cu totul altceva, pentru că nu vorbim de îmbrăcăminte, vorbim de ceva care intră pe aici, iese pe partea cealaltă, dar rămâne. Până la 6 luni sunt făcuți din lapte. Din care lapte vreți să fie făcut copilul vostru? Din ăla de specie? Sau din celălalt? Există. Formula de lapte praf ne ajută. Salvează vieții. Dăm cezarului ce al cezarului. Dar până la 12%, mie mi se pare că undeva pierdem ceva. Că cineva vine peste noi cu ceva. Că probabil... Da, să monetizăm ceva ce... De ce să nu plătim, nu? Dacă tot... Și atunci, bunica, ca să mă întorc la rațiune versus instinct, mie mi-e foarte clar de ce n-avea nevoie. Deci data viitoare, când vreți să apelați la ajutor, gândiți-vă la lucrul acesta. N-așteptați că lasă că o să-mi iasă. Căutați ajutor. Căutați pe cineva care a mai alăptat și știe și, eu aș zice direct consultantul în alăptare, ca să nu dați greș. Miza e foarte mare. Fiecare zi înseamnă câte ceva. Fiecare zi înseamnă un obicei, un pattern de sub pe care copilul îl capătă dacă a primit tetina. Se angajează cu totul alți mușchi. Fac aici o paranteză să vă spun scurt că atunci când un copil suge la sân, nu doar suge la sân, se dezvoltă. Sucțiunea pune bazele unei dezvoltări. Mecanica subtului antrenează la sân mușchii de aici și limba. Și această limbă se pregătește să mestece și după mestecat se pregătește să articuleze cuvinte. Când suge la biberon și angajează mușchii de aici, asta înseamnă foarte multă adrenalină, sistematic, regulat la fiecare 3 ore, în corp. Cum va dormi copilul ăla? Știți, copiii aceia au braznici, la 3 ani, la 4 ani, depășesc spațiu când colorează, sunt neastâmpărați, nu stau locului. Dacă se fac investigații și sunt studii și vă provoc să faceți investigații, să vedeți. Acei copii sunt deseori diagnosticați cu ADHD și când colo, să vezi paralelă, au subt la biberon. Ce s-a întâmplat cu întreg corpul? A mâncat nenatural. Ce face un corp care nu face firesc mersul lucrurilor? Se încordează. E adrenalina acolo. Unde să descarce și copilul adrenalină? Va crea contexte să le descarce. Știți, sigur ați auzit, băi, până nu țip la el, nu se potolește mai, este extraordinar, copilul ăsta, și sunt conexiuni. Poate o să vi se pară așa un pic vudu, că eu când povestesc lucrurile astea, zice, ai mă, Cristina, termină cu prostile. Vă provoc să fiți curioși și să căutați astfel de informații, pentru că, na, fiind în meseria asta, cu asta mă ocup, eu caut și găsesc și sunt impresionată de ceea ce descoper. Tipul de subt contează, nu doar laptele contează. Tipul de sub este partea nevăzută, că despre asta vorbim azi. Amă, că au mai crescut copiii cu lapte praf. Sunt de acord cu voi, am și eu unul. Să știți. Vorbesc din experiență. Am experiența nereușitei. Știu cum e să nu-ți iasă, cum e să te doară, cum e să te frustrezi. Am spus-o și eu pe asta. Hai că au mai crescut copiii. Îl văd, e mare, are 17 ani. Îl văd și pe celălalt de 5 ani. Crescut cu lapte matern, îl văd. E diferit. Pentru că știu niște detalii. Cresc copiii cu lapte praf, cresc fizic, îi evaluăm, îi punem pe cântar și spunem, hai că ne-a ieșit. Cât a luat în greutate? Păi a luat 200 de grame săptămâna asta. Excelent! Creștem căței și pisici, doamnelor, vă întreb, cum îi evaluăm din punct de vedere emoțional pe copiii ăștia? Există vreun indicator, credeți? Plânsul. Cum știm să le împlinim nevoile? Surpriză! Țâța poate! Cum de poate? Păi e programată să facă asta. Mă întorc acolo unde spuneam că mirosul este cel mai dezvoltat simț al copilului. Când ajunge aici și pune gura, ei, acolo e minunea. Se explică destul de greu, aproape că nu se explică, dar saliva în contact cu acel lichid eliberat de glandele Montgomery, imperceptibil pentru noi, fac o chimie care instant fac... Imaginați-vă două fire care se ating și creierul mamei știe instant cine e acolo.
Se activează microreceptori foarte fini, se preiau informații din ADN-ul din saliva copilului, merg la creier și creierul zice: a, subiectul pe care l-am livrat eu acum 5 zile, 10 zile, 20 de zile, să facem niște lapte. Păi cum să fie laptele? Păi uite, văd aici, ai și un pic de fier, că îl văd un pic, ești un pic stresat, niște serotonină, niște dopamină, să simtă și el că aparține, că îl iubește cineva, că e dorit, că e acceptat. Vudu, nu? Zic vudu. E știință. Căutați, informați-vă. Țâța aia va ști să facă lapte. Nu ne îndoim de asta. Cineva de-a lungul timpului, încă de la industrializare, ne-a convins să ne îndoim că ar fi unul mai bun, cu îmbogățit. El este bun atunci când nu ne iese. Nu facem astăzi aici, alăptați cu orice preț, că nu ne jertfim pe altarul alăptării, pentru că partea nevăzută a alăptării despre care vorbim astăzi cuprinde mulți factori și sunt elemente care ne conduc la nereușită, care nu depind de noi. Da? De aceea spun că laptele formulă își are rolul lui. Dar hai să facem alegerea informației. Haideți să știm despre ce vorbim. Da? Deci dacă vreau să ia a doua recomandare, nu vreau să plece nimeni din sala asta până nu rămâne cu treaba asta. Aveți lapte în corp, doamnelor. Nu lăsați pe nimeni să vă spună că nu aveți. Este acolo. Și o să vă mai spun așa și mai gogonat așa. Și dacă nu nașteți un copil, puteți să alăptați. Există în istorie cazuri de oameni care au supraviețuit pentru că au suplat la o țâță și erau adulți. Adică dacă eu vreau să alăptez mâine, mă apuc să iau un sugar, îl pun la țâță sistematic regulat și corpul meu pricepe că cineva se hrănește acolo. Pentru că asta suntem, doamnelor. Naștem pui vii și alăptăm. A, că vrem să votăm, că purtăm pantaloni, că facem chestii administrative și suntem mai bune în unele, să știți că nașterea și alăptarea tot nouă ne-a rămas, nu vă păcăliți. Tot nouă ne-a rămas și tot noi ducem specia mai departe. Cu corpul acesta al nostru. Nu-l dați la o parte, este coechipierul vostru. Când nasc femeile, de multe ori le aud, pun așa degetul pe toate defectele. Mi s-au lăsat sânii, n-am sfârcul format, n-am... și dăm așa în partenerul ăla care ne-a cărat toată sarcina, pruncul, l-a livrat viu și sănătos. Nu vă ocupați voi acum cu lingurița să-i dați, habar n-aveți voi ce a mâncat el. Vă gândiți cum îl cheamă, cine îl botează, de astea. Și copilul crește. Cine e la lucru acum, în clipa asta, pentru voi? Corpul vostru. Se ocupă, să știți. La livrare, pe exterior, livrează cu tot cu ștafetă către ce avem în exterior, sânii. Pe interior, placenta face tot ce trebuie, pe exterior, sânii fac și ei ce trebuie. Deci om crede că nu fac ce trebuie. Că-s rotunzi, că-s mari, că-s mici, că-s pătrați, că-s... Asta e frumusețea vieții, diversitatea. Dar funcționalitatea lor nu trebuie pusă la îndoială. Ai sau n-ai sfârc, nu contează că nu mănâncă de sfârc. Căderea aia doare, dacă mănâncă de sfârc o să doară. Breastfeeding și nu nipple feeding, doamnelor. Hrănire la sân și nu la sfârc. Deci asta cu n-am mameloanele formate, la gunoi cu treaba asta, că nu există. Hai să mergem mai departe. Sistemul nostru nervos este social. Nu știu dacă știați lucrul ăsta, dar ci că așa. Și doamna doctor vorbea mai devreme de o evaluare din Burrow și mi-amintesc că la ultima conferință săptămâna trecută la București, chiar despre asta s-a vorbit, deja se fac aceste evaluări, screening se numesc, și sunt invitați și tații până într-un an, aproape că aș spune că e obligatoriu să ne facem o evaluare de genul acesta, după ce naștem. Screeningul psihologic. Mergi mai departe, că vreau să intru în partea asta de... Naștem copilul și spunem că gata, suntem mame sau deja suntem mame că avem un copil în burtică. Nu asta ne face mame. Mama e un rol pe care în fiecare zi, în fiecare zi îl creștem și se tot transformă. Adică ai de învățat încă de la concepție despre copilul ăla și despre tine în rolul acesta. Și toată lumea știe și așa pare, numai ție nu-ți iese. Doamne, fă-i așa, nu-i mai fă așa, ai grijă ce mănânci, dar n-ai voie să faci așa. Dar vezi că și mama e așa, în toate părțile, cu părul, flăcări, cu țâțele la fel,
toată lumea la copil, dar plânge, dar tu ești maică, s-a dat trebuie să ai instinct, dar știi tu ce ai de făcut. Și apar tensiuni, și apar tensiuni și ție ți se pare că pur și simplu ai dat-o în bară și nu trebuia să... Am auzit chiar, eu nu trebuia să fiu mamă. Nu mi se potrivește rolul acesta. Nu trageți concluzii rapide. Sigur aveți permis de conducere. Vreau repede să fac o paralelă. Când v-ați dus prima dată și v-ați urcat în mașină, mi-amintesc de mine, acum 23 de ani. M-am urcat în mașină, am vrut să pornesc și ambreiajul, frate, care picior, unde, pe care pedală, dai să schimb viteza. Ce e aici, Dumnezeu? Mi se păreau regi șoselele. Ceilalți care conduceau erau regi pentru mine. Ziceam, Doamne, oamenii ăștia sunt capabili, extraordinar. Credeam despre mine că nu pot. Dar am făcut și am făcut și am făcut orele și am făcut orele. Am luat permisul. După toți anii ăștia, credeți că astăzi se mai întâmplă așa ceva? Scap motorul? Te dai cu roșu la semafor, trimiți un mesaj? Nu? Ce s-a întâmplat acolo? Sunt două aspecte pe care vreau să le menționez aici. Determinarea? Am vrut. Am vrut, nu m-am lăsat. Am nevoie de mașină, mă duce. Am nevoie de ea. Nu exista să nu. Am vrut. Doi, automatismul care s-a creat în creier prin repetiție. Și am făcut. Și s-a punctat acolo, s-a făcut un șanț neurologic. Un pattern, dacă vreți. Automatismul. De mers pe bicicletă, de mers cu mașina. Și la alăptare există automatism. Dar cum vreți fără școală? Cum vreți să conduceți fără școală? Nu se poate, avem de învățat. A, dar e instinctul matern, lăsați-o pe asta, că nu suntem bunica. Dacă era bunica și eram instinctuale de aici din inimă, fără rațiunea care ne zice toată ziua. Cifre, date, control, noi vrem să știm. Nu mai suntem acolo. Deci trebuie să învățăm, punct. Data viitoare când vă întreabă cineva de ce aveți nevoie de un consultant în alăptare, pentru că nu mai sunt foarte instinctuală, sunt mai mult rațională și am nevoie să le corelez. Astăzi unii corelează mintea cu inima prin meditație. Acest echilibru, că e mame în echilibru, se face cu meditație. Da? Deci asta cu bunica... Hai să mergem mai departe și să traducem puțin semnalele care vin către mamă de la oamenii ei dragi. Hai că au mai născut femei, domnilor, să nu o spuneți pe asta, că doare rău de tot. Hai mă că au mai născut femei, dar serios? Hai mă, maică mi-a avut 3 și nu s-a mai plăcut. Și nici Pampers n-aveam, vine și soacra din nevoită, nici măcar n-aveam Pampers. Vedeți în ce se traduce? Nu stau să le citesc. Le vedeți voi. Puteți să faceți poze la slide-uri. Nu sunt importantă. Asta simte mama. Eu nu pot. Mi-e frică. Simte presiune, vinovăție. Simte că nu e o mamă bună. Se simte pretențioasă. Unde credeți că duce asta? Acolo, da. Exact acolo, unde nu vrem niciunul. Aici, la mansardă, se face gălăgie. Nu mai vorbim de lucrurile fizice. La Florina mergem, la psihiatru. Sau la Andra, la să ne echilibrăm emoțiile, la Irina, la mergem la oameni să ne ajute, să ne pună în regulă. Înțelegeți-vă perioada prin care treceți. Sunteți fragile deja psihic. N-aveți nevoie să vă încărcați cu ce nu puteți să faceți. Știți și voi ce nu puteți, că vedeți că nu iese. Dacă nu iese, nu iese. Chemați consultantul, o să vă iasă. Și dacă nu vă iese, măcar știți că ați făcut tot ce ați putut. Că e super important asta. Să știți despre voi că ați făcut tot ce ați putut. Și toate aceste lucruri, dor emoțional, dar voi mai aveți ceva acolo pe care chiar nu puteți să o controlați, că nici asta nu puteți controla. Când, acum, că văd burtice aici, când vine bebelușul în burtică, aveți un cadou așa de la natură, aveți mai mulți hormoni de fericire în corp. Volumul de sânge se dublează și plusează către creier cantități mai mari de dopamină, de serotonină, de oxitocină. Și creierul primește des, e inundat 9 luni de hormon de fericire. Na, pleacă placenta, își ia prietenii cu ea, cu care a venit, că așa vine placenta drăguță, ca un portar se instalează acolo să furnizeze copilului tot ce e mai bun. Mie îmi strălucesc ochii, părul, mă uit în oglindă, mă văd frumoasă, paradoxal, am un burtoi în față, dar eu sunt frumoasă, oamenii zâmbesc la mine, de ce or fi zâmbit? Miroase a viață. Exact ca la animale cu feromoni, miroase a viață, ni se oferă locul, ne simțim dintr-o dată importante, contăm, da, suntem importante, aducem viață și astea miroase în jur. Și pleacă placenta. Și și-a prietenii cu care a venit, ăia mulți hormonii de fericire și noi
într-un corp. Aceleași kilograme, aproximativ de dorit, aceleași kilograme, același corp, cu o cantitate la jumătate de hormon de fericire. Păi aici sistemul meu nervos central începe să caute semnal, că nu... Unde-i serotonina mea, unde-i dopamina mea, unde-s toate alea pe care le aveam? Le aveam des. Și în planul celălalt, din astea. Și apoi mai am și planul ăla de eu cu mine. Of, măi, Cristina, măi, nu-ți iese, nu știi, nu poți, uite alții cum reușesc. Da, ea cum poate, dar eu de ce? Tot timpul am fost eu mai... Făcea aia, copilul ăla mic, da? Care dacă e și el alimentat bine, păi cum să nu fie depresia postpartum o realitate? Hai mă, lasă mofturile astea că bunica n-a mai avut. Vă rog eu, asta cu bunica, vă rog eu. E o realitate și e crudă și e tristă. Avem femei singure și triste acasă. Multe într-un cuplu, vorbim aici, de singurătatea aia, cea mai singurătate. Să nu le ziceți pe astea, pe mai departe. Spuneam mai devreme că nu ne jertfim pe altarul alăptării, pentru că o mamă trebuie să fie sănătoasă psihic. Ce fac eu astăzi aici este să vă arăt această perspectivă și nu să, dacă nu alăptez, adică cum? Nu. Este o alegere, rămâne o alegere personală. Rolul meu de consultant în alăptare este să spun avantajele, dar și riscurile nealăptării. În partea cealaltă sunt femeile care, din diverse motive, nu reușesc și trag de ele și ajung tot acolo, să știți. Tot la depresie. E partea cealaltă. Iarba trasă nu crește mai repede. Dacă o smulgem, rămânem cu ea în mână și se alege praful. Așa că nu forțăm nimic. Căutăm să înțelegem. Și apoi să luăm hotărâri cum? Asumate. Și atât. Hormonii ăștia, am vorbit despre treaba asta, e o treabă serioasă. Ce simptome pot să apară? Oboseală, probleme de concentrare. Mamele uită, pe termen scurt memoria e afectată, pe termen lung merge, dar pe scurt nu merge. Unde am pus, mă, că am pus telefonul în frigider? Eu, odată, am pus telefonul în frigider. Da, eram lehuză, am avut o scuză. Insomnie, anxietate, schimbări de dispoziție, căderea părului la 3 luni cade mult. Nu vă speriați, crește la loc, vă regenerați. Piele uscată, constipație, libido scăzută. Aproape specialiștii spun că se aseamănă cu menopauza, doamnelor. Spunea domnul doctor că viața sexuală nu mai merge la fel. Hei, merge, merge, dar nu merge atunci, în lehuzie, că nu am nici, doamne, eu nu mai știu cum să mă concentrez, să iasă acolo responsabilitatea aia uriașă pe care o simt eu pe umerii mei. Da? Așa că nu... Ce au de făcut bărbații? Să iubească. Haideți, domnilor, că vă pricepeți la asta. Să iubiți, să iubiți. Și cine iubește o femeie urâcioasă, am scris eu acolo, o face frumoasă. Ne simțim frumoase când suntem iubite. De baby blues ați auzit cu siguranță, experimentăm mulți, multe baby blues, depresia de asemenea, mergi mai departe, Florina... Am a treia recomandare aici, să nu mai spunem, să nu mai spunem. Să evităm depresie postpartum, sună așa. Dar dacă spunem că avem dificultăți materne, parcă asta ca la corporație, cine lucrează în corporație știe, avem o problemă, nu avem nicio problemă, cum să avem probleme? Avem o situație, avem o situație. Și ghiși ce, că avem și rezolvare, adică avem proceduri pentru asta? Imediat găsim proceduri, le rezolvăm. Deci avem o situație. Nu avem depresie postpartum. Avem o dificultate maternă. E temporară. E temporară. Cântați-vă lucrurile așa, cu limbaj moale, că e mai bine. Spuneam despre lucrul ăsta, 98% din femei pot alăpta, că spuneam că stimulează prolactina, sucțiunea. Sucțiunea stimulează prolactina. Apare laptele. Da? Deci dacă suge cineva în mod regulat, știți, sigur ați auzit de doici care alăptau copiii de împărat, cum erau, doamnelor, domnilor, doicile alea, ce femei super putere, alăptau toată viața lor, ce meserie, era o meserie. Păi cum? Rămânea grea împărăteasa, dădea zvon în țară, se înființau 10 muieri acolo și se apucau de treabă. Ce treabă? Trăgeau de țâțe la fiecare 3 ori, la fiecare, beau ceaiuri,
fenicul, chimen, anason, tot felul de plante care stimulează prolactina și ridică nivelul de prolactină în corp. Când năștea împărăteasa, doamnele erau așa înșiruite, care avea producția cea mai generoasă, primea pruncul și se ocupa de el. Era meserie și induceau lactație. Eu am avut un caz, am lucrat cu o doamnă din state la 4 luni, nu a lăptat, la 4 luni îi dădea copilului biberon, de la naștere i-a dat. La 8 luni a lăptat exclusiv. Nici nu vrea să-i dea mâncare, numai lapte, de aia era așa de bucuroasă că a reușit. Inducerea lactației. Se poate. Există. Așa că, again, nu lăsați pe nimeni să vă spună n-ai lapte. Că asta pică așa ca un ciocan în cap când tu ai născut, abia aștept să-l pui la țâță. Că ți-a zis Cristina Petcu că zglandele alea acolo și abia aștept să-i dau cei mai buni. N-ai lapte. Să nu le lăsați. Nu o fac cu intenția, nu știu. Dar voi astăzi știți. Și vă rog, spuneți mai departe, vă rog, că munca noastră e grea, suntem puțini și noi suntem ăia așa, parveniții. De unde au mai apărut și ăștia ca găluștele după ploaie? Ce-i cu oamenii ăștia? Se face școală serioasă, multă și costisitoare. Și se învață în limba engleză, că la noi nu sunt, suntem atașați în forul internațional, în state, cărțile sunt așa, ca niște biblii lungi, toxicologie, farmacologie, anatomie, se învață mult, 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 mult. 1000 de ore de practică, audit. Adică nu e chiar simplu. Cine e medic știe că e o acreditare pe care te poți duce acolo dacă vii din lumea medicală. Altfel nu poți, dacă nu vii din medicină, nu ai cum. Eu am făcut artificii cu nutriția, ca să pot să am o licență în nutriție, să fiu eligibilă pentru examinare. Adică se învață mult, aveți încredere că e o treabă serioasă. Dați mai departe, ca să avem trecere și noi. Vreau să prezint un pic un studiu repede la Timișoara în 2015 și am terminat. Da, vreau repede, sunt câteva cifre. Ce vreau să arăt, nici nu e neapărat să citiți, că sunt o grămadă de motivații pentru care mamele nu alăptează. Studiul a demonstrat clar că, poți să dai mai departe, cele mai multe dintre femei nu apelează la ajutor. Asta vreau eu să spun, de fapt. Nu apelează la ajutor, pe motivul că nu ne trebuie. Eu vă zic așa, vă trebuie. Vă trebuie ajutor. Ne trebuie ajutor. Pentru că nu merge de la sine. Sunt foarte multe pe care vreau să le zic, vreau să mă opresc aici. Aș vorbi 5 ani. Eu vă doresc succes, să nașteți ușor, să nașteți așa cum vă doriți, să fie împlinitor. Mă găsiți, sunt sigură. Da? Am o orare faină pe care o fac întotdeauna, să nu vă mai văd. Că dacă vă văd, sigur aveți probleme. Mă bucur foarte mult că sunteți aici și felicitări că ați ales să vă informați. Mulțumesc, Cristina!